Bun. Lumea e pusă pe fapte mari în perioada asta. Florin Nebi vine cu câteva idei. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani, neața tuturor! Antrenamentul de astăzi este definit de trei cuvinte. Pliometric, adică cu săritură, izometrie și parteneriat. Atenție, e foarte important să rețineți un lucru. Dacă vă alegeți un partener pentru un antrenament de genul pe care noi îl vom prezenta astăzi, este foarte important să aibă aproximativ aceeași greutate cu voi sau plus minus 5 kg. Pentru că în timpul exercițiilor trebuie să aveți acel echilibru de greutate care o să vă ajute să lucrați cum trebuie. Haideți să prezentăm exercițiile. O să vreau să prindem elasticul de alții. Exact. O să lucrăm, atenție, o să lucrăm pe lateral. Amalia, vreau să-mi stai într-o semigenoflexiune. Miruna, stai într-o semigenoflexiune. Flavia, picioarele apropiate, da? Ne deplasăm pe lateral. Cu săritură, punem mâna jos și revin în semi cu mâna la piept. Și din nou, pe lateral, mâna jos, bine. Și te distanțezi, da? Te distanțezi de acolo. Și, bine, și revin cu mâna la piept. Și, jos, bine. Și încă una, asta e, bun. Și revin, stop. Acum ne așezăm noi în semigenoflexiune, Miruna și cu Amalia pe lateral, da? Hai să vedem. Și sar, și sar și pui mâna jos. Exact, și revin. Bine, și din nou. Mâna jos, exact. Hai, acolo, foarte bine, ținem picioarele apropiate. Bine, inspiră și expiră. 3, 2, 1, stop. Bun. Flavia, o să vreau să mergem în spate. Amalia, vreau să mergem și noi un pic mai în spate. Miruna, fața la mine, da? Flavia, la fel, fața la mine. Fața la mine. Amalia, Flavia, vă așezați în semigenoflexiune, da? Miruna, vreau să ne deplasăm cu 4 pași înspre înainte, da? 4 și pui mâna jos, haide, haide, și revin. Haide, și din nou, hai, și față, bine, și revin. Și din nou, față, bine, și revin, și, față, și revin, și ultima, față, și revin, hai să schimbăm. Amalia, mergi în față, și, 3, 2, 1, aleargă, hai Miruna, jos în semi, și... Hai, Amalia, bine. Și revin, și acolo, bine. Și revin, și hop. Și revin, și ultima. Bine, ok. Atenție. Amalia, vreau să te așezi în fandare. Flavia, vreau să te așezi în fandare, da? Lucrăm unii cu fața spre ceilalți, da? În fandare, fața la mine. Fața la mine. Bun, în poziția asta, Miruna, foarte puține desprindem de la sol, da? Mișcăm brațele pe lângă trunchi și te desprind sus. Hai să vedem. Și sus. Asta e. Și sus. Sari. Exact. Și mișcăm brațele. Și. Asta e. Și mișcă. Și. 3, 2, 1. Stop. La fel și, și voi, Amalia, Flavia. Hai să sărim. Și. Sus. Hai. Și sar. Și sar. Și sar. Sus în fandare. Asta e. Îndoaie genunchii, picioarele mai depărtate pe fandare. Picioarele mai depărtate. Asta e. Și, Amalia. Hai. 3, 2, 1, stop! Bun! Mulțumesc mult! Felicitări, fetelor! Felicitări, felicitări! Știi ce se mai poate lucra? Fii atent! Vreau să spui elasticul la nivelul genunchilor. Hai! Și luați distanță un pic între voi. Da. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Hai, elasticul! Exact! Da. Bine, doi stau și unul joacă, adică... Da.